Petrecem prea mult timp în stres și anxietate, copleșiți de griji și emoții, încercând să controlăm, să anticipăm și să plănuim viitorul. Prea mult timp nutrind nemulțumiri și regrete despre trecut, ce ar fi fost dacă aș fi făcut sau nu cu tare lucru, dacă aș fi luat sau nu decizia X sau Y. De multe ori ne scapă plăcerile clipei prezente în eforturile noastre neliniștite de a ne asigura că următoarea clipă este la fel de plăcută. Vrei să fii fericit, să uiți de tine. Însă cu cât vei încerca să te uiți pe tine, cu atât îți vei aduce aminte de sinele pe care vrei să-l uiți. Vrei să scapi de durere, e firesc. Însă cu cât te vei zbate să scapi, cu atât mai inflamată îți va fi agonia. Ți-e frică și vrei să fii curajos, dar efortul de a fi curajos este de fapt teama care încearcă să fugă de ea însăși. Cauți liniștea și pacea, dar încercarea obținerii păcii e ca și cum ai încerca să calmezi valurile folosind un fier de călcat. Cu toții suntem familiari cu acest tip de cerc vicios care ia forma îngrijorării. Știm că îngrijorarea este inutilă, că nu merită să ne otrăvim sufletele, dar persistăm în această stare deoarece conștientizarea inutilității nu ne poate opri. Suntem îngrijorați pentru că ne simțim singuri și nesiguri și vrem să fim în siguranță. Orice încercare de a scăpa cu disperare de experiențele negative, de frici și anxietate, de a le evita, nu face decât să le alimenteze și mai mult. Am fost întotdeauna fascinat de legea efortului inversat. Uneori o mai numesc și legea pe dos. Atunci când încerci să te menții la suprafața apei, te scufunzi. În schimb, atunci când încerci să te scufunzi, plutești, iar când îți ții respirația, ți-o pierzi. Ceea ce mi-aduce aminte de o veche și uitată cugetare. Cine va voi să-și scape sufletul, acela îl va pierde. Aplicând aceeași lege a efortului inversat, noi descoperim infinitul și absolutul nu prin încercarea de evadare din lumea finită și relativă, ci prin acceptarea completă a limitărilor acesteia. Oricât ar părea de paradoxal, ajungem să dăm sens vieții de îndată ce vedem că ea nu are de fapt vreun rost și putem înțelege misterul universului abia atunci când devenim convinși că nu avem nicio idee despre asta. Agnosticul obișnuit, materialist și relativist, nu ajunge până la acest punct deoarece nu își urmează până la capăt raționamentul. Capăt de drum care ar reprezenta surpriza vieții sale. El își abandonează mult prea devreme credința în acest demers, deschiderea către realitate și își lasă mintea să fie împietrită de îndoctrinare. Descoperirea misterului, a minunii de dincolo de orice altă minune, nu necesită credință oarbă, pentru că nu putem crede decât în ceva ce ne-am imaginat, am conceput sau am cunoscut deja. Doar că aceasta întrece orice imaginație. Tot ceea ce trebuie să facem este să deschidem ochii minții suficient de larg și adevărul ni se va arăta. Găsind inspirație în gândirea orientală, Ellen Watts ne arată că vom găsi ceva cu adevărat demn de a fi cunoscut doar atunci când vom admite față de noi înșine că nu avem și nu putem avea cunoaștere deplină. Pentru a ne bucura de o viață împlinită, trebuie să îmbrățișăm prezentul, să trăim din plin clipa prezentă. Simțind, văzând și gândind în acest mod, viața nu mai necesită un viitor prestabilit pentru a fi completă și nici vreo explicație pentru a se justifica. Scrisă și argumentată cu eleganță și luciditate, cartea Înțelepciunea Nesiguranței conține, așa cum sugerează și titlul, întreaga înțelepciune și întregul spirit care au marcat cariera lui Ellen Watts și care încă mai rezonează și astăzi în fiecare dintre noi.